Salariații din România ar putea trece la un program zilnic de 6 ore de muncă, după ce țările scandinave au încercat acest model și s-a dovedit a fi benefic pentru cetățeni. Senatorul UNPR, Ioan Iovescu, vrea să propună reducerea programului de muncă după modelul Suediei, de la 8 ore la doar 6 ore, acesta depunând la Parlament un proiect de lege în acest sens. Iovescu susține că principalul avantaj al reducerii programului de lucru ar fi creșterea eficienței angajaților, dar și posibilitatea ca aceștia să câștige mai mult, după ce mulți vor prefera să-și mai ia un job part-time. Una este un randament la 6 ore și alta e un randament la 8 ore. Cei care lucrează în fabrici, pe bandă, nu este ușor ca 8 ore să tragă, spune Iovescu, potrivit Libertatea.ro. Alesul susține că în acest fel, cei care nu își vor lua un al doilea loc de muncă, vor putea petrece mai mult timp cu familia sau vor avea mai mult timp liber pentru alte activități relaxante. Legea inițiată de Iovescu urmează să fie discutată de colegii săi în sesiunea parlamentară care începe săptămâna viitoare.